arată încă o dată că noi, și mă refer la liderii care conduc în acest moment țara, care conduc instituții ale statului, așa cum sunt guvernul, cum este Parlamentul, noi nu ne-am revenit. Noi nu ne-am revenit niciodată. Atunci când este nevoie de mai multă rațiune, noi începem confruntarea. Sunt convins că această confruntare va dura multe săptămâni de zile de acum înainte, tocmai pentru că președintele Băsescu dorește să țină agăța la putere partidul din care face parte și pe care îl conduce, ceea ce încă o dată anunță că nu este de acord să renunțe cumva la puterea dată, mai ales acum în alegerile pentru președinție, în ciclu electoral, nu dorește să renunțe la nicio structură care să poată să-i faciliteze a acceda la al doilea mandat. Din punctul meu de vedere, eu nu am nimic împotrivă. Dacă populația va fi mulțumită felul în care a trăit în ultimii 5 ani de zile, dacă oamenii vor fi mulțumiți în general de modul lor de viață, trăit într-un conflict permanent, un conflict provocat de vârful statului între instituțiile statului, un conflict provocat între instituțiile statului și cetățean, atunci să poftesc și să-l aleagă în continuare. Există o singură problemă și eu întreb direct cetățenii acestei țări, prin intermediul dumneavoastră, a oamenilor din județul Bacău, din municipiul Bacău, eu întreb, cred că mai pot rezista încă 5 ani de zile? Cred că bătrânii mai pot rezista fără medicamente 5 ani de zile? Cred că tinerile familii sau familiile profesioniști, adică ancorați în realitățile instituționale ale domeniului de activitate respectiv, susținuți de către majoritatea parlamentară. Întrebarea următoare era totdeauna, dar cât să dureze această chestiune? Această chestiune trebuie să dureze cât mai mult, după părerea mea, până când, pe perioadă scurtă, încercăm să ne ajutăm și să trecem peste această criză economică nenorocită. După aceea, dacă vor performa, lumea va constata apăsarea politică până la ultima fibră, cum spuneam, a sistemelor, nu va face altceva decât să îmbunătățească viața lor. Am atras atenția că în toate acțiunile făcute de liderii partidelor politice, chiar și în partidul în care eu am făcut parte, lucrurile s-au petrecut în felul următor, odată la 4 ani sau odată la 5 ani, când sunt alegeri prezidențiale, atunci capătă subit interes pentru electorat, după care, în modul cel mai deschis, vreau să vă anunț ceva ceea ce știți de mult, pentru ei, conducerea partidelor, nu există. Profesori, oameni care de educație, oameni care meseria lor este aceea de activa în școli, doctori care vă duceți la servici, la spital sau la cabinetele medicale, precum și celelalte categorii, să fie liniștite, pentru că pentru ei nu există. Doresc să știți acest lucru, dumneavoastră știți poate mult mai bine decât noi, cel puțin vă rog să-mi dați voie să vi-l readuc aminte. Aș vrea să ne înțelegem foarte clar. Când vorbesc de conducerea partidelor și nu de oamenii care fac parte din partid. Partidele sunt alcătuite din nou. Sunt oameni în toate partidele către care am un